Bună ziua, dragii mei, și bun venit la o nouă activitate! Sunt Mihaela de la Șantor, iar astăzi, printr-un experiment extrem de simplu, vom evidenția prezența vaporilor de apă în aerul expirat. Materiale necesare: o oglindă sau un geam rece. Principiul metodei: aerul expirat conține vapor de apă în proporție apreciabilă în comparație cu aerul inspirat. Mod de lucru: se suflă puternic peste o oglindă sau peste un geam rece. Vom observa cum oglinda sau geamul se aburesc. Constatăm astfel că, alături de rinichi, piele și tub digestiv, plămânii reprezintă o cale de eliminare a apei din organism. Pentru o bună funcționare a organismului, trebuie ca aportul de apă să echivaleze pierderile, asigurând astfel balanța hidrică. Principalele surse de apă sunt lichidele, alimentele, dar și procesele de oxidare de la nivel celular. Pierderile de apă se pot realiza prin intermediul rinichilor pe calea renală, respectiv prin urină, prin intermediul pielii pe calea cutanată, respectiv prin transpirație, prin intermediul plămânilor, iată, prin calea pulmonară, prin care eliminăm apă sub formă de vapor, și pe calea intestinală. Dacă am calculat aportul de apă și pierderile de apă care se realizează în 24 de ore, am observat că există un echilibru numit balanță hidrică.